Salutare tuturor, eu sunt Sebi Simsăsă și bine ați intrat la o nouă chestie astăzi. O să vă arăt cum să donantează un brawler, poate unii știți, poate unii nu. Pentru că am un prieten, cred că știți pe Eddie Simpson E, care el nu știe cum să donanteze un brawler. Deci asta după cum puteți vedea, o să vă arăt cum să donantează un brawler. Și da, ok. Deci, hai să ieșim. Deci așa este un brawler, cred că știți și voi toată lumea că trebuie să vă pice, dar unii nu știu să deolandeze, deci o să vă arăt cum să deolandați. Mai întâi, dați pe Chrome, ok. Ce scriem aici? Null brawl. Apăsați. Și apăsați pe ăsta primul. Ok. După cum puteți vedea, nu doar Brawl Star server privat, puteți să deolandeați și Clash Royale server privat. Deci, ca să știți asta. Apăsați aici, click here. După aceea, apare ăsta. Apăsați descarcă. Ok. Acum se încarcă. Deci. Așa. Vedeți acolo? 8 secunde rămas. 7, 6. Degeaba. Trebuie să dau pauză. Ok. 4, 3, 2, 1 și gata. Apăsăm. Apăsați instalați. Se încarcă. Să nu apăsați nimic, lăsați să se încarce. Scrie că este în curs în instalare. Sper să nu pie trofeele, că să nu mai dea de la capăt. Că așa este pe 90. Ok, după aceea apăsați deschideți. Acum. Uitați. Server privat, din păcate nu o să aveți brawlerii, dar deschideți aceste brawl boxuri și o să vă pice. Și ce zic? Na. Mie mai trebuie numai decât Star Power pe 8 bit, pe Cult și unul pe Bull. Și pe cine o să mai, pe cine mai trebuie Star Power? Doar pe Cult și pe Bull. Și pe 8 bit. Hai să nu uităm de 8 bit. Care l-am, deci am 2 blurul la rang 35 pe Daryl și pe Obit. Și mi-am trebuit și eu vreau să fac pe Tera acum la rang 35. Ok. Sper că acum știți cum să donandați. De acolo v-am spus că puteți să donandați și nul Royal, nul Royal înseamnă Clash Royal, dar este server privat, cum este și la Brawl Stars. Cam atât, fraților. A, și mai ceva, pot să vă arăt că merge să băgați meci. Hai să băgăm meci cu... Ma. Ok. Dar de nu astăzi. Ok, deci v-am spus că puteți să băgați meciuri. Nu e ca la lor beta, lor brawl care nu mai merge în ziua de astăzi să-mi dărândesc de pe site-ul ăla. Am prunut un nou site și cred că dacă dați aici 3 like-uri sau 4, o să vi-l arăt și acel site. Opa! Pe loc 9, na. Da, poți să pierzi trofee, să știți. Poți și să câștigi și să pierzi, na. Asta e. Cam atâta, fraților. Am vrut să vă arăt că merge. Are și meciuri care nu mai sunt de prost. Dar și școala cu cadrul, dar încă nu s-a pus acum. Și, na, nu uitați să vă abonați pe canalul meu, am spus să dați 3-4 like dacă vreți să vi-l arăt și parte de acolo beta. Și